dar în același timp și unitatea ritmului vieții în orașe, ca și Tokyo, respectiv Cluj-Napoca, prin geometrizarea locului sau ritmul de viață specific urban. De asemenea, artiștii japonezi, din lucrările pe care le prezintă, vorbesc despre gustul, încearcă să aducă gustul artei tradiționale japoneze, asiatice, în spațiul românesc. Între lucrările prezente în această expoziție, am să încerc să vorbesc despre lucrările celor din Japonia, primă etapă. Tehnici și materiale tradiționale sunt regăsite în acest spațiu, respectiv. În spatele meu există lucrare de mari dimensiuni, există pe perete, din hârtie de mătase. Este vorba despre o și așa numită hârtie japoneză sau Tosagami, după numele regiunii, unde în decor există motiv negativ în influențe, iar contrapus pe laturi cu foință de aur sau așa numită Akuashi în terminologie japoneză. În cromatică, nuanțele închise în arta japoneză reprezintă forțele malefice, dar e contrapus galbenul, aurul, ceea ce simbolizează lumina solară. O altă tehnică tradițională, regăsită în zona Imari Anita a Japoniei, este vorba despre argila de porțelan de un alt cult, care are anumite influențe și o anumită glazură sub care sau peste care se pictea albastru de cobalt. Ei bine, sunt plăcile expuse în spatele expoziției într-un desen fin în albastru de cobalt. Și acolo e o reprezentare simplă a ideii de libertate, autosugestie, pentru că tema expoziției I Think I Can vorbește despre autosugestie, despre depășirea condiției umane. De asemenea, o lucrare interesată de instalație este prezentă în acest spațiu. Este vorba despre 18 piese care însumează un întrerupător. Ei bine, dacă ne gândim la informatică, de exemplu, întrerupătorul poate să aibă conotații în baza 2, un număr în baza 2, o configurație a unui număr în baza 2, respectiv poate fi vorba despre un cifru secret, din nou al atacului din 1945 de la Hiroshima. În arta românească, în acest spațiu, studenții Universității de Artă expun lucrări de sculptură în marmură, unde se poate vorbi despre continuitatea liniei, despre eleganța formei, despre o linie care merge spre forma de concept modern sau chiar prin ritmuri în sine, care pot să ajungă chiar la ideea de transparență sau grație în marmură, în sculptura lui Florin Stampa sau în lucrarea lui Adrian Cojocarul, materia cenușie poate fi exportată într-o idee de revoltă. Revolta pentru exportul materiei cenușii a creierului este o lucrare din nou prezentă în această sală. Mă bucur faptul că avem artiști de la secția de sculptură, împreună cu domnul profesor Pasat, dânsul ne-a ajutat să-i aducem în această expoziție. Și mulțumesc încă o dată Fundației Japonia, care ne-a sprijinit să putem aduce aceste lucrări și ne-a putut să ne plătească asigurarea acestor lucrări. Mulțumesc tuturor colaboratorilor Artact care ne-au ajutat să ajutăm și curatoarele noastre, Ana Maria. Arigato și vă invit la un pahar de vin.